În satul Șard din județul Alba, râul care trece prin localitatea a ieșit din matcă și a inundat locuințele. Oamenii și-au părăsit gospodăriile după ce apa din curți a depășit un metru. În ajutorul locuitorilor, pompierii au venit cu bărci, motopompe și buldo-excavatoare. Tot pompierii i-au ajutat pe oameni să-și scoată și animalele din gospodăriile inundate. Și în Bihor au fost probleme. În curțile în care apa a ajuns la aproape o jumătate de metru, oamenii au fost evacuați. Echipajele de pompieri au evacuat apa din 17 curți, subsoluri și pivnițe situate în localitățile Oradea, Sâmartid, Mezia, Cihei și Cuzap. În Cuzap, pompierii au evacuat din locuință o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani cu probleme locomotorii. În curtea gospodăriei acesteia, apa având o adâncime de aproximativ 40 de centimetri. A fost rupere de nori și în județul Caraș-Severin. În Reșița, un tren a rămas blocat la ieșirea din oraș din cauza inundațiilor și a copacilor căzuți pe linie. În municipiu, apa a intrat în mai multe curți și subsoluri de bloc. Iar hidrologii avertizează că există în continuare risc de inundații în sud-vestul, centrul și nordul țării. Avem o avertizare generală cod portocaliu. Este valabil pentru sud-vestul, centrul și nordul țării până azi la ora 12, dar desigur se va reactualiza această avertizare. În secțiunile monitorizate hidrometric se pot produce depășiri ale cotei de inundație și de asemenea din cauza intensității deosebite a fenomenelor hidrologice se pot înregistra pagube economice însemnate și poate fi pusă în pericol viața oamenilor. Nici meteorologii nu vin cu vești mai bune. Ei anunță că în perioada următoare va ploua mult într-un timp scurt, ceea ce poate duce la inundații. Și astăzi vorbim pe partea de vest a țării, vorbim de zona de vest a Olteniei, de zona de vest a Transilvaniei, practic și inclusiv zonele montane din aceste regiuni, în principal de cantități de apă foarte mari în intervale scurte de timp, ceea ce înseamnă că s-ar putea produce probleme. Vorbim de probleme de ordin hidrologic, inundații rapide. Rămânem și în această săptămână într-o situație care va mai aduce aceste ploi de vară. Aceste fenomene nu sunt anormale, dar este anormal faptul că în aproximativ 30-40 de minute oră poate cădea întreaga cantitate care ar trebui să cadă într-o lună de zile. Practic am avut și ieri cantități de 80-90 de litri pe metru pătrat, sunt cantități care ar trebui să cadă în întreaga luna iunie.